de 200 de euro. Tu le-ai dat atâți bani, ai stricat. Băi, dacă ai amantă să te plătească, să te plătească din banii ăștia, nici eu nu mă folosesc nici tu, copilul. Bine, băi. Nu puteam să dorm, de-aia mă certam cu lumea pe stradă, mă saluta, servus Nelson, du-te, băi, mie, dar ce mă salut? Nevi! Cât e minutul, mă? 23. O trecut? Bă! Nu, zi, că mai sunt. Pe la 21, mă! Hai, dar mai zi, că după aia le lipesc, oricum trebuie să lipești. Bine, mă. Ai oameni, mă. Am zis la 21 să-l oprești. N-am văzut. Ai fost furat de povestea mea. Să râta la tata să se râche. Ai grijă de inel, trebuie să mă zic, stați așa că eu pregătesc. Stați așa că eu pregătesc. Charles, tu ce faci? Hai să ne vedem. Nu pot amuca un pic de treabă. Ce-o zis? O văzut că nu fircălesc apartamentul și l-o vândut. Ce-o zis? Dă-l în supărare pe ăsta. Tu, hai tu, nu mă enerva, tu, că mi-e dragă, tu. Când a zis că e dragă, când s-a auzit ceva, bum, bum, cred că o scăpa telefonul jos. Ce s-a întâmplat? O picat copilul pe jos? Ce? Nu, că mama, am bucat. M-a scăpat telefonul jos, emoțiile. Vine și mă întâlnesc cu ea. Tu știi că eu-s bani, om de bani grei. Când lumea crede că am ticat pe jos, eu atunci sunt mai furtunos. Fac bani și din teatră sacă, nu mă-mi trebuie scânteia. A? Pe știu, Simone, când să nu știu. Auzi tu, fii atentă. Dacă cumva vezi clipul ăsta și încep să blestem și să înjuri, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă nu povestesc faza de la garsonieră când mi-ai făcut o cană. Că atunci, Aliana, nu eram cu tine. Fii atentă! Și apoi toată lumea să-mi nimunează. No, bine, să trecem la povestea noastră. Auzi tu, trebuie să mă duc pe Germania că este reducere de prețuri la haine, la Adidas, la încălțăminte. Băi, eu am adus din Germania încălțăminte. Le luam cu 30 de euro, nu cu 30, cu 12 euro, Adidas, din magazin. Cam câte părechi am adus la voi? Un garaj. Un garaj de... L-am adus mai din Germania, cu Duba, o vine din Germania prin fax, prin ăla împlăchită, cu Duba o vine și mi-a adus... Cu Duba, măi, din Germania, trebuia să gani. Și, cum îi zice, mai avem bluză din ele. Știi bluză? Puma. Ferrari. Hai, Puma, Ferrari. Puma și Ferrari. Un garaj întreg, Baxuri întreg. O plătită, dar cum să nu. Zic, tu trebuie să mă duc în Germania, să aduc. Auzi, bă, dar nu m-a întrebat cât îți trebuie, pe cât timp. Când îi zici la un mult timp, greu îți dă. Dacă îi spui scurt timp, zice ăsta îmi dă țapă. Învățați astea, măi, învățați. Auzi tu, femeie, nu mă întreba în cât timp. Fii atent aici. Tu știi ce vânzător bun îți eu. Mă duc, îmi trebuie 5.000 de euro. Am fugit în Germania, am luat în câteva zile. Tu cum am vândut, cum îți dau banii? Cum am vândut, cum îți dau banii? Nu,
Că dacă plouă afară, nu pot să umblu, cu oamenii nu stă pe la barul, până terase, până din astea. Nu joacă fotbal, că mereu la de-astea, e agrement. Lasă. Mă, Simone, nu mă păcălești. Tu, femeie, tu, cum să te păcălesc în gândul meu? 200 de euro mi-ai dat în gândul meu. Acolo bateră, 1500, trebuia să-mi dai. Am dreptate, mai oameni, mai. Am, că eu zis 50-60. Acolo când zici 50-60, bate 55. Sigur! Și o 5-7. Băi, oameni, mai. N-am atâția bani. N-am atâția bani, că eu băgat în bancă și nu pot să strâng contul. Ia colenia aia repede, 2500 și bine și... I-am luat. Bine, ce e? Am o supraștere. Da? Mm-hmm. Da. Băi, oameni, bă... 2500 de euro, bă, da. Mintea mea a fost pe suma de, că asta e plăcerea mea, 5, din seria mică, 5 și vecinii, vecinul 1, vecinul, vecinii. Bine, când mergi, bă, după trei seara. Las-o așa. Las-o așa. Și viu sus. Liana, uite ce-am făcut. Nu mi-o dat bani de la vânzare de acolo, că am umblat șpadă și de astea. Și... am luat și eu 2500 de la ea. Măi, omule, măi, dă-i banii înapoi la viața femeie, măi. Dă-i banii înapoi, că-s banii ei, măi, și... Tu, dar vrei să te izdesc pe aici, tu. Tu, dar mă enervez. Păi eu am umblat atâta, du-te cu... alergam zilnic să găsesc clientul potrivit. Când el dădea la o firmă să-l vândă, ascultați ce vă spun eu. Calculați. Lua firma 10-12-15%. A? Vreo 10.000 trebuia să-i dai acolo. Ce gândiți voi? Și pe mână cu om ardea, și de la om lua, și de la... În fine. Am eu față de jumătăți. Nu am nimic, măi, are ca de obicei. Pe mine nu mă interesează, nu mă bag. A, nu te bagi. Poți să mă duc? Mă, mă duc aici, o să ce am, că mă încătărește la ureche. Nu, lasă-mă. Și auzi. A doua zi pe la vreo 11. Eu tot am stat și am copt-o. Nu se poate. Păi la vreo 11. Unde să... 2500 de euro. Ce faci, mă, că mergi până în Germania, te costă 500. Mă sună telefonul. Iubire, ai pornit? Tu du-te în supărare. Stau să mai cer. Dar de găsesc pe cineva, eu fără 5.000 nu mă duc încă. Stau vreo 2-3 zile, dar zic că mi-a promis unul vreo 3 zile, 4 că-mi dă. Cine ți-a promis că-ți dă? Un prieten mi-a promis că-mi dă. Păi atunci știi cum facem. Hai că-ți mai dau eu, ia 2500. Și te întorci în 3-4 zile, dar cum să nu mă întorc? Nu, și când ți dă ăla mi-i de mie, ca să nu lipsească. Sigur că da!
Dacă merge, merge, dacă nu, nu. Ca și pescarul, când aruncă. Aruncă de 5-6 ori. Dar odată tot îl scoate pe șală. Păi, oameni, și mă duc. Deci mă duc. Și fac un transport bun. M-am povestit cum i-am ars pe pănienți. Cum nu, mă, când am luat din spate, din depozit, era casa de bani deschisă, de am luat banii și până în Austria nu m-am oprit. Din München. De frică. Și în Austria am numărat banii. Am povestit. Și mă duc acolo, mă, în calașul meu, și cumpăr Adidas și training-uri. Nike și Adidas. Și Ferrari. Training-uri la Ferrari mereu atunci am în casă. Ce? Puma, Ferrari. Puma și Ferrari. Grupem. Fac vreo două drumuri. Am făcut la bani grup. Cu gândul, lobozând când am apropii, că ești cam un păr la ureche. Vezi. Soas? Da. Da? Da, iată. Așa. Cea mai bună depilare prin foc. Cu gândul, îi dau mâna apoi, mă. Nu toți, îi dau. Mă, și odată, te m-a sunat. Mă, ce faci? Cum stai cu vânzările? M-am enervat! Dar ce-i tu, tu mie ții condica și ăsta, ești din aia, cum îi zice, contabilă? Dar cum vorbești cu... Melbea mi-ai și roade mi-ai sugătoare ce-i... Mă, pușcăriașule, mă, temnițelule, că te dau la poliție și... Dă-mă la poliție! Dă-mă la poliție! Băi, oameni, n-am avut scăpare de ea. N-am avut scăpare de ea. Și decât să-și fiu în gură țiganilor, înțelegeți? Ia și mie i-am dat 300, 200, 500, până am făcut suma e 3500. Înțelegeți? Dar i-am dat în vreo jumătate de an. Până am făcut suma de vreo 3500. De bombardat, n-am bombardat o tură asta. Înțelegeți? Înțelegeți? Da, asta e bandită, singura care și-o recuperat în banii. Mă, bine, dar cu banii ăia am făcut sume. Auzi tu, încă o dată spun, dacă cumva încerc să mă blestem, dar aud că mai blestema și din ele, spun faza cu tocana și cu pătrunjei la mine în garsonieră. Și apoi, știi când, că și tu ai zis către mine, dăm bani să mă duc. Să duc țigări camel în Ungaria, asta e faza din 92 și știi că ai vrut să mă arzi. Tu ai vrut numai să mă arzi, că n-ai putut, bossul.